Premierul Dacian Cioloș s-a aflat astăzi în Valea Jiului. Premierul s-a întâlnit cu primarii din cele 6 orașe ale Văii Jiului. Principalul subiect abordat a fost memorandumul ce privește dezvoltarea zonei. Vom asigura, pe de-o parte, acces la resurse financiare din fonduri europene și din bugetul de stat pe programe integrate pentru localitățile cuprinse în această zonă. Ele sunt prevăzute în memorandum. Deci, abordare integrată a utilizării resurselor financiare pentru a ne asigura că ele sunt folosite în mod cât mai eficient. Altfel spus, am dorit să evităm conflicte instituționale între localități și o bătălie pentru fonduri între localități și să îi punem să lucreze împreună pe proiecte care să fie benefice pentru toată regiunea, să se dezvolte parcuri industriale, infrastructură de transport, infrastructură socială, formare profesională, gândind la ansamblul zonei și nu la fiecare localitate în parte. Al doilea element, dincolo de finanțare, și apropo de finanțare, pe fonduri europene vom avea criterii specifice sau un punctaj specific pentru localitățile din această zonă. Chiar pe unele axe vom solicita o identificare clară a alocărilor financiare pe toată perioada financiară până în 2020, pentru ca aceste regiuni să știe care sunt banii pe care au la dispoziție. Dincolo de resursa financiară, vom mai furniza și asistență tehnică prin această unitate guvernamentală de asistență tehnică, care va ajuta localitățile, autoritățile locale să structureze proiecte cu asistență tehnică. Dacă va fi nevoie, chiar vom aduce experți punctual pe anumite subiecte care trebuiesc rezolvate aici. Unitatea de asistență tehnică inaugurată la Petroșani reprezintă o gură de aer pentru autoritățile locale din zonă, care acum vor avea un sprijin ferm în accesarea de fonduri guvernamentale sau europene. Este, dacă vreți, cred eu, pentru prima dată când un demers de la nivel înalt, de la nivelul premierului, se întâmplă și concret, adică în mai puțin de 3 luni de zile, de când premierul României a lansat această idee cu aceste birouri și cu aceste structuri pentru zona Valea Jiului, Apuseni și zona Moldovei, s-a întâmplat la modul concret. Există un memorandum aprobat de Guvernul României care stabilește foarte clar ce atribuțiuni vor avea acești oameni din cadrul unității de asistență tehnică a Guvernului și cred eu, în urma discuțiilor pe care le-am avut și astăzi cu domnul prim-ministru și cu echipa domniei sale, se vor identifica sau identifica deja soluții pentru a putea accesa bani europeni și de a scurta, dacă vreți, acest drum birocratic de la faza de idee până la proiect finanțat, pe de o parte. Pe de altă parte, există niște alocări bugetare, ajutor de stat în valoare de 5 milioane de euro în fiecare an, pentru fiecare unitate de acest fel, pentru diferitele proiecte sau programe, ca și cofinanțare sau ca finanțare integrală pentru aceste zone. De la Petroșani, premierul a plecat la Alba Iulia pentru a inaugura a doua unitate ce va viza problemele din zona Roșia Montană.